Tradiționalul târg desfășurat în comuna Recea de Sfântul Pantelimon a început cu stângul, lăsând un gust amar atât organizatorilor cât și comercianților prezenți. După lunga perioadă de restricții cauzată de pandemie, administrația locală, dar și comercianții, se așteptau ca târgul să atragă un număr mare de participanți. Se pare însă că de la an la an tradiția se pierde, iar cei care vin să sărbătorească sunt tot mai puțini, invocând numeroase motive. După un an de absență, târgul de Pantelimon de la Recea a fost reluat. Cum simțiți atmosfera de aici? Atmosfera deocamdată este cam liniște. Este foarte cald. Sperăm ca pe seară să vină cetățeni. Îi așteptăm cu cel mai mare drag. Producătorii de aici sunt din zonă? Sunt și din zonă și din toată țara au venit. Da. În fiecare an, cu excepția anului trecut, știu că v-ați bucurat de mulți oameni aici la târg. Acum, ținând cont că este și marți, cetățenii sunt plecați la serviciu, sperăm ca pe seară să vină în târg, îi așteptăm cu drag. Știu că aveți spre seară și surprize, va cânta cineva pe aici, va încânta atmosfera. Da, să avem invitații lăutari, care locali, da? Și o surpriză pentru cetățeni. Atunci să rămână surpriză și să vină aici la târg. Da. La Pitești. Sunteți din Pitești? Da. Veniți în fiecare an la târg de Pantelimon la Recea? Nu mereu, dar când se poate veni. Când se poate, da. Și produsele acestea, de unde le aveți? Sunt făcute de dumneavoastră? De mulți ani rețetele? Da, veche. Aveți secretul dumneavoastră pe care nu-l împărtășiți? Secretul meu de 40 de ani. Deocamdată vânzarea cum merge? Slab. E foarte cald și nu a venit nimeni. Da. Dar spre seară vă așteptați să fie mai mulți? Să mai bine după masă. De la Pitești. În fiecare an veniți aici? Da. Dar doi ani n-am venit, că a fost pandemie. Da, acum v-ați reluat activitatea. Da. Cum merge vânzarea? Da, acum slab, e cald. În anii trecuți a mers bine? Era mai bine. Da. Unde vă mai desfășurați activitatea? Toate țările și oboarele. Din județul Argeș, Dâmbovița, eu știu, Vâlcea, toate țările județul. Sunt interesați oamenii de marfa dumneavoastră? La țară, da, că eu duc și acasă cum ar veni. Cu marfa aceasta, de unde o aduceți? Marfa, de la Alexandria. Și veniți în fiecare an la Recea de Pantelimon? E primul an în care am venit aici. Și ce impresie aveți? Relativ bun. A fost vânzare până acum? După amiază vă așteptați să vină oameni mai mult? Da, acum e foarte cald. E foarte cald. Spre seară sper să vină mai multă lume. Comercianții și-au expus produsele în mare parte aceleași ca în fiecare an. Cu toate acestea, așteptările în privința vânzărilor au fost destul de mari. Aceștia s-au plâns că oamenii nu mai au bani, iar asta se vede în vânzarea produselor expuse. Nici tradiționalele turte dulci nu au fost atât de căutate precum și-ar fi dorit producătorii locali. Avem marfă tradițională, turtă dulce, înghețată tradițională, înghețată albătaiene, ciubuc, alviță. Toate produsele sunt naturale. Le faceți dumneavoastră? Da, cu siguranță, în comuna Albota, sat Albota. Și cum merge vânzarea aici? Ce să spun, ca de pandemie nu prea sunt așa clienți. Să sperăm ca mai târziu, mai după amiază, să vină, să putem vinde și noi, să putem duce mai departe această tradiție, produsele noastre, care le-am păstrat cu sfințenie, rețetele. Durează mult să faceți un tocător? Durează, se lucrează manual. Durează. Aproximativ cât timp ia? Păi se lucrează în serie, nu am calculat timp. Lucrăm aproape toată săptămâna să facem manual. Copiii, dar și tineretul, au avut la dispoziție tiribombe, un trenuleț electric și călușei. Distracția însă a început abia spre seară, când afară temperaturile au mai scăzut. Tarabele cu mici și bere nu au lipsit din peisaj, însă față de anii trecuți, târgul de Pantelimon de la Recea nu a mai avut aceeași atracție la public.